Debut promițător la început de an în administrația locală a comunei Marginea. Primarul Gheorghe Lazăr a prezentat proiectele deja începute, precum și obiectivele ce urmează să fie realizate. Cel mai important proiect este întocmirea unei rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale în comunele Marginea și Horodnic de Sus, proiect pentru care a fost realizat studiul de fezabilitate încă de la finele anului trecut. Am preluat mandatul de 3 luni de zile. În această perioadă am reușit să efectuăm lucrări de regularizare a pârâului Sucevița, am executat gabioane în zona podului Bacală, care a fost afectat de inundații. De asemenea, am efectuat 4 podețe, la fel distruse de inundații. Pe acest sfârșit de an am reușit să efectuăm studiul de fezabilitate pentru întocmirea unei rețele de distribuție a gazelor naturale în localitățile Marginea și Horodnic de Sus. Rețeaua are o lungime de 29 de km pe raza localității Marginea și 20 de km pe raza localității Horodnic de Sus. Am depus cererea de finanțare în data de 30.12.2020. Pe final de an am venit cu un proiect de hotărâre în fața Consiliului Local referitor la taxele și impozitele pentru anul 2021. Pe această cale vă putem comunica faptul că taxele și impozitele au rămas la nivelul anului 2020, nu au fost majorate sau actualizate cu inflația. Taxa de salubritate a fost redusă de la o valoare de 60 de lei de persoană pe an la o valoare de 48 de lei de persoană. La începutul anului 2021 am început lucrări de elagare și toaletare a arborilor de pe domeniul public al comunei. De asemenea, am început o acțiune de ecologizare a pârâului Sucevița de pe raza localității. Tot în anul 2021 am modernizat iluminatul public prin achiziția 250 de becuri tip LED de 45 și 60 de wați în funcție de drumurile comunale sau naționale. La sfârșit de an am finalizat proiectul pentru cei 10 km modernizare drumuri comunale în comuna Marginea și podul de la Vasilovski Moldovan. Suntem la faza aprobării indicatorilor tehnico-economici la nivelul Consiliului Local. Momentan lucrăm de la strategia de dezvoltare a comunei pentru perioada 2021-2027 și ne propunem să modernizăm școlile, spațiile verzi prin proiecte europene. În calitate de primar al comunei Marginea, în anul 2021, precum și în anii următori, vom veni în fața dumneavoastră cu proiecte pentru mărgineni și pentru comuna Marginea.